Mă uit după aia, după aia, mă uit după aia pe analize. Hai să-ți povestesc. Ca să înțelegi, să nu stai cu inima închisă, Doamne ferește, să crezi altceva. Și vorbim după aia de analize. Lasă foile, că avem, îmi spui după aia. Deci, lubrichite, i-a venit o oprire de aproape 80.000, 70.000. Aveam un cont comun cu ea, în care trebuia să mergem, după aia trebuia să mai punem încă 30.000 și n-am mai apucat să mai pună, să dăm avansul la casa din Dubai. Eu am fost la piață să cumpăr pentru ce trebuia și m-a sunat Brigitte, că mi-a venit un plic de la bancă. Că i-am dat adresa de la mine de acolo. Și a zis, bă, Brigitte, te-ți fac. Între timp, azi nu știu cine a sunat de la bancă și lui Brigitte i-a pus o oprire, mamă, de pe toți banii aia, 80.000 de euro, 72, nu știu, aproape 80.000 erau. Dar se rezolvă. La momentul ăla, când Brigitte a primit mea, ăsta n-am știut, dar, bineînțeles, i-am explicat și de asta am venit acasă să putem să rezolvăm problemele. Gândește-te și la Brigitte, mamă, că n-are nicio vină. Dar v-ați certat? Ce păi asta spun, nu m-am certat cu ea. Brigitte a spus așa, mă, Florin. Se pare normal. Dă-i seama, m-a așteptat să facă urât, dar n-a făcut. A început să plângă și a spus că nu e normal. Sim. Că din probleme nici tu, că Brigitte știe discuția. Nici mai mata nu-i de vină, nici tu nu ești de vină. Aia după trei ani când am fost acolo să te ajut să rezolvăm problema, au sărit toți vecinii aia. Ați văzut ce s-a întâmplat cu bătaia? Că eram niște oameni bătrâni și n-am vrut să mă pun la mintea lor și ai văzut ce s-a întâmplat? Că știi discuția cu terenul atunci și n-am mai mă ocupat. Și Brigitte a zis, bă, Florin, eu nu mai vreau să ai problemele astea, lasă-ți familia să ocupe ea, că eu, tu ai familia mea cu mine și noi să ne ocupăm împreună, da? Uite unde s-a ajuns. Păi s-a ajuns, Florin, fiindcă tu știi unde mergi, tu ai mers peste tot, tu ai fost cu băncile, tu ai fost cu avocații, tu ai fost pe unde a mers, tu îi cunoșteai pe ăștia de la bancă, deci era altceva. Deci, da, mamă. Și la avocat, și la procese, cu cine mergeam? Nu mergeam cu tine? Mergea vreo unul? Da, Brigitte mi-a scos ochii că perioada aia, că am stat când, acum un an, când a mers ea cu mine și am pierdut timpul la bănci, când ne-a ajutat cu banii, dar nu i-a dat un teren în schimb? Păi, dar nu normal. Da, da, mulțumesc Dumnezeu că a avut bani și Dumnezeu a binecuvântat ca să poată să ne ajute la momentul ăla când noi eram blocați, dar nu i-a dat un teren care valora mult mai mult, la jumătate de preț, pentru că sunt eu la mijloc și e Brigitte. Ai zis, mă, mamă, nu mai contează, ești tu la mijloc, e familia ta, e soția ta, nu vreau să fac probleme, nu mai contează că valorează mai mult. Să fie liniște și pace, unde am pierdut atâta cât am, da? I l-am dat și suntem pe zero, da? Da. Că tu, domnule, că eu am alergat, că ți-am plătit avocații, da, Brigitte, m-ai ajutat, nu zice nimeni nimic, mulțumesc Dumnezeu, că e soția mea, era normal. Dar mama și familia mea ți-a dat un teren, aproape la jumătate de preț, ca să fim pe zero, să suntem pe zero. E mama, așa sunt. Așa e. Brigitte a zis că ce? Și atunci, Brigitte a zis, nu mai vreau să te mai ocup de lucrurile astea, acum un an de zile. Da? Și uite unde s-a ajuns, dacă eu mai m-am dus. Și acum, i-am spus, Brigitte, buletinul meu stă la tine și permisul. Da? Nu că mi le iei tu. Eu nu am portofel și nu vreau să stau eu cu geantă, eu n-am geantă ca tine să ți le ții. Când să mă duc eu să rezolv problema? Eu dacă mă duc la mama mea, dacă mă cheamă mama să mănânc sau să mă cheme să vorbim, dai 20.000 de telefoane, că e singură, că vine acasă. Știi și tu sunt de mine, că mă întrebă, nu vreau să zicesc cu Brigitte, mă zic, tu mai ține toată ziua aici, da? Eu mai ciupesc de la tine când mănâncă, na, ea nu mănâncă, eu îmi permis să mai ciupesc din ce faci tu, cu toate că gătești vegan. Dar ai văzut că mai mănânc. E, noi mai mâncăm împreună acum, dacă Brigitte vine aici, că avem altă mâncare. Și Brigitte mă sună că vine, că ți-am făcut mâncare, hai acasă. Eu unde să mă par mare? Și ai mă, Brigitte, ca să fie totul ok, să rezolvi și problema cu banca, că ți-au oprit banii, sunt blocați. Lasă-mă să mă duc acasă la mama mea, dăm actele, buletinul și permisul. Că eu chiar dacă mă duc la mama și am actele la tine, eu nu pot să alerg nicăieri. Unde să mă împăr mai repede, dacă toată ziua, ba filmăm. Hai să mergem la cumpărături, hai să mergem în mall, hai să... La coafuri, la alea, hai în vacanțe. Păi da, mulțumesc Dumnezeu, da, Brigitte, am fost în vacanțe. Dar uite ce s-a întâmplat, nu zice nimeni nimic că am o viață chinuită. Doamne ferește, nu înțelegeți că zici că am o viață chinuită, dar am neglijat familia și mama mea a spus așa, mama. Să nu-ți fac ceartă, să zici că din cauza mea te cesc cu Brigitte, ok. Păi nu știu când poți, mi-ai sunat așa? Da. Cum ai zis? Da, dacă poți să vii bine, dacă nu, nu faceți ceartă, nu vreau să mai asta. Din cauza mea să spui că eu, că sunt eu rea, că înainte da. Brigitte. N-ai văzut ce s-a supărat atunci când i-a spus că eu sunt singură da. Și mi-e foarte greu? Și da, nu a, dar atunci Brigitte n-a mai venit. Că înainte Brigitte venea mereu la mama să mâncăm. Da. Și atunci a avut o discuție. Da, mamă, spune, discuția păi da, ai văzut. Da. Ultima oară când am fost cu Brigitte aici și cu voi, am avut o discuție cu mama în care mama a spus că eu am fost crescut. Cum a fost
discutăm. Așa a fost vorba. Deci asta să fie casa ta, fiecare cu casele lor. Asta a zis că tu nu pleci de lângă mine, da, și că tu rămâi cu mine. Da. De asta am și i-am spus lui Coca, du-te la casa ta și lasă, că zic Florin, dacă sunt soară și face o familie, să nu iasă probleme, să fie separat. Ce să mai zic? S-a spus că acolo vreau în spate să demolez, da? Să las partea asta aici, da? Și să construim acolo. Au fost problemele care au fost, a fost pandemia. Să demolez și pasta, nu... Nu mă trebuie să mă am partea asta, că am destul, avem 1500 de metri. Aici stai tu, cu ce mă trebuie, din contră, dacă domnul binecuvânteze cu un copil, cine are genul tu? Cui e cel mai mare? Să mai pot. Dacă nu poți tu, mama, aici, trecut 5. Și discuția care a avut-o mama cu Brighi, Brighi s-a supărat că ce, că vi-l las pe Florin, că din cauza mea... Eu i-am spus că din 5 copii nu stă niciunul cu mine și sunt singură. Și cum s-a supărat? Și ea interpretează întotdeauna cum vrea ea. Și atunci am zis, Brighi, nu te supăra. Eu nu m-am certat mama cu ea, ca să înțelegi. Nu ne-am despărțit, sau că, Doamne ferește, nu o iubesc, sau că ea nu mă iubește, sau că, Doamne, ne-am greșit, sau că ne-am... Nu. S-a oprit și a zis, Brighi, dăm actele. Lasă-mă să-mi rezolv problemele acasă la familia mea. Și mi-a zis, Doamne, că să nu mai avem probleme cu banii și cu alea, ia-ți toate averea de la maică ta, care spă numele tot de casele, eu să mergem la notar să facem de-aia, fiecare cu casele lui. Și tot Brighi, că și mama prea zahur, că eu am mai multe ca tine, de la ta, nu sunt ale mele, sunt ale familiei. Că acum sunt sechestrate și o să rezolv problema asta, zic, da, să-mi rezolv problema. Și a zis, bă, Brighi, mă duc la mama, ca să poți alerg dimineața până seara, că mama, tu erai la spital, de-abia ai venit, cine să alerge mama? Și atunci am zis, lasă-mă câteva zile să mă rezolv problemele, dacă tot ziua stau cu tine, indiferent că mergem la vacanțe, că mergem la restaurante, că mergem la mall-uri, că mergem la muncă, mă ocup de familie. Nu zic, am dreptate sau nu? Se pare normal că am greșit să vin acasă, să rezolv? Nu te gândești și la tata, mamă, și la tine, ai smuncit? Păi eu să mă gândesc, gândiți-vă voi că m-ați lăsat singură, cu toate necazurile și cu toate belele pe cap. Nu, eu să mă gândesc? Și am zis, pentru o săptămână, două, cât o dura acum, să rezolv problemele, să stau cu Brighi, că să supără Brighi, că vin sărbătorile. Am zis să mă duc să alerg, că trebuie să semnăm, am vorbit cu niște avocații, să semnăm niște delegații, trebuie să merg cu tine, să te duc peste tot.